1956 și atunci arătam o aplicație utilizată în portul Constanța pentru monitorizarea traficului și dirijarea traficului maritim în zona de intrare în port. Au trecut câțiva ani, echipa noastră s-a exist, mai sunt 2 programatori, suntem 4 programatori, Cristian Sauer, să repet lângă mine, și vom vedea în continuare alte utilizări. Ne-am dus în zona de aplicații la bordul navei, deci avem o aplicație pentru navigație și tot utilizând cărțile respective, avem 2 reprezentări web de data asta, una în zona de 3D și una în zona tot de monitorizare, dar nu neapărat pentru dirijare, deci doar monitorizare și nu dirijare de trafic. O excelentă resursă în continuare de date din și liberă cărțile de navigație, pentru că sunt publicate în actualizări foarte des. Necesită un efort de asimilare și de înțelegere a standardului, dar dacă la momentul respectiv, în 2011, utilizam diverse pachete software, Smeralda, DAL și OGL la vremea respectivă, pentru decodificare, niște ani mai târziu am scris de la zero propriul soft pentru decodificarea lor. Și o să las în continuare pe Iulian. Vom trece un pic în revistă din nou să facem mai târziu de ce presupune, ce înseamnă S52 și ca standard. Și apoi să revenim în zona de aplicații practice. Ok. O să trec foarte repede prin ceea ce înseamnă o hartă electronică de navigație, ce conține, ce reprezintă, cum tratează entitățile din interiorul ei și mai departe o să vedeți produse software în care este folosită. Acesta ar fi un cuprins. Deci, foarte pe scurt, harta de navigație a fost o reprezentare a suprafeței sfericii a Pământului, pe o suprafață plană, nu intru detalii, în primul și au reprezentat în primul rând spațiul de lucru pe care navigatorul își calculează voiajele, ca zic așa, și planifică traseele și așa mai departe. Inițial, cărțile de navigație au fost pe suport hârtie. Cam așa arată cartea de navigație. Pe măsură ce au început metodele de poziționare electronice, inițial a fost LoRa, care folosea unde de radio lungi, apoi a urmat sistemul GPS, s-a pus problema poziționării pe o hartă de navigație inițială de hârtie și au apărut așa numitele chart plotere care desenau penița pe hârtie poziția navei respective, iar mai târziu s-a ajuns la concluzia că este nevoie de un standard de reprezentare al vechilor cărți pe hârtie în cărți electronice. Cum au fost făcute? Este o bază de date, dacă vreți să o luăm așa, e un set de date care descriu entitățile fizice, introduce noi metodologii de reprezentare, pot fi în corelație cu mareele, obiectele de pe hartă sunt întotdeauna identificabile și așa mai departe. Ea este un suport legal, deci harta electronică de navigație are aceeași valoare, iar skipperul are aceeași încredere ca într-o hartă hârtie. În continuare se folosește hărți hârtie și hărți electronice, iar harta electronică trebuie, din motive istorice, marinarii sunt foarte fixiși la chestia asta, să fie o replică identică pe cât posibil a hărții hârtie. Aveți aici exemple de hărți de navigație electronice. Golful Mexic, spre exemplu. Marea Neagră. Portul Constanța, o hartă de approach, o hartă de navigație, o hartă electronică ING, inland, specializată pe apele interioare. Standardul S57, care definește cum trebuie să arate un fișier de hartă de navigație, este gestionat de către ICO. Sunt câteva idei foarte clare în această direcție. Este un standard care permite schimbul de date între diverse instituții.
oferă mecanismul acesta de transfer al datelor vectoriale dintr-o parte în alta. Instituția a fost fondată în 1921, tocmai în vederea standardizării cărților de navigație. Inițial, prima ediție a apărut în 1987, ca în perioada aia a început să fie nevoie de mecanisme electronice de poziționare a navei. În 1990 a apărut varianta DX90, pentru prima dată au început ca navele să aibă on-board echipamente suficient de ieftine, mă refer la calculatoare pe care să poată rula aplicațiile respective. În 1996 s-a finalizat ediția 3.0 a cărții S57. În 2001 ICO a hotărât, e foarte bine ce avem și va rămâne neschimbat de acum în an. Teoretic, standardul S57 a fost adoptat de toți producătorii de cărți maritime și echipamente ECDIS, Electronic Chart Display Information System. Este independentă de platformă și pentru o cartare foarte detaliată. Există patru standarde mari. S52, care se referă la conținutul și aspectul, culori, simboluri, tipuri de linii și așa mai departe. S58, fiecare hartă este supusă unui proces foarte complex de validare al tuturor entităților și al tuturor relațiilor dintre entități, care se numește S58, sunt sute de reguli care trebuie stabilite. S62, fiecare producător de hărți se înscrie la ICO și are nevoie de un cod de producător. S63 pentru protecția și encripția datelor. În anumite zone, să luăm spre exemplu zona Australiei, cărțile sunt produse de nu de către stat, ci de furnizori privați și fiind munca lor și o protejează printr-un mecanism de criptare care se numește S63. Câteva despre cărți. Sunt cam 170 de clase de obiecte pe care le putem asimila cu 170 de straturi. Sunt peste 190 de clase de atribute. Obiectele spațiale logic au latitudine, longitudine și cotă. Cam așa ar arăta un obiect. Spre exemplu, vorbim aici despre un beacon, despre o geamantură și despre un obiect de tip lumină. Fiecare are dedesubt atribute, cum ar fi beacon shape, forma, culoarea și categoria de semnal pe care o reprezintă și un obiect de tip lumină, care are light caracteristică, adică este aprinsă noaptea, stinsă ziua, flășuiește după un anumit pattern sau este permanent aprinsă și o culoare, orice lumină are o culoare. Aceste două obiecte sunt asociate unei poziții, unui obiect spațial, unui punct și obțin un simbol pe harta respectivă. Cam acestea ar fi o parte din straturile existente în cărțile NC. Trec rapid printre tipurile de atribute pe care le poate primi orice entitate, pot fi enumerări, liste de valori, numere între sau în virgulă mobile sau în string. Atributele au foarte bine standardizate acronimele, spre exemplu DRVAL 1 este valoarea adâncimii numărul 1, Object Name numele obiectului, Vertical Clearance cât am de la apă până la tablierul podului, în cazul unui pod. Puncte. Geamanduri, marcaje cardinale, obstrucție, pave, stânci, tot felul de construcții punctiforme, tot felul de facilități portoare, lumini. Obiectele de tip caracteristică, exact cum am explicat, pot bataza obiecte spațiale. Spre exemplu, am un top mark care îmi dă cardinalitatea în cazul ăsta. Când ies din port și văd geamandura, știu că dacă mă duc încolo, merg spre nord. Beacon-ul, care este geamandura fixă și lumina de pe el. Liniile sunt reprezentate, liniile evident reprezintă linia coastei sau țărmuri artificiale, tot felul de izolinii și zone de ancorare. Arile sunt definite de către laturi. Aici există o topologie foarte precisă de ce nod. Niciun nod nu este dublat. Nici o coordonată nu este dublat în interior. Spre exemplu, dacă ne uităm la o geometrie,
dar partea galbenă este land area și este definită de către liniile E, A, B și C, care la rândul lor sunt definite de noduri foarte clare. S52 stabilește modul în care se reprezintă părțile. Ca idee, S57 conține numai informații vectoriale, absolut niciun fel de informație despre S52. S52 definește modurile în care se prezintă acestea pe hărțile de navigație. Există niște reguli foarte clare de simbologie condiționată. Vă dau un exemplu foarte clar. Avem o zonă cu epave. La un anumit nivel al unei maree, când epavele sunt scufundate, trebuie să reprezentate fiecare în parte. La un alt nivel al maree, când epavele respective sunt vizibile, trebuie să reprezentate ca un poligon. Culorile au fost definite foarte atent. Sunt culori de zi, de asfințit și de noapte. Aici aveți schema de culori S52. Sunt foarte puține culori, dar ar fi suficiente pentru a reprezenta aproape orice ne dorim în aceste părți. Există definiții foarte clare despre pattern-uri. Spre exemplu, în prima parte avem cum se desenează o linie de acum. Ce este un simbol de culori. Un simbol vectorial cu mecanisme de pan up, pan down, change color și așa mai departe. În dreapta aveți modalitatea de desenare a unui simbol raster. Dacă vă uitați atât, vă dați seama că este vorba de 11 de dreapta. Ca să cam acesta ar fi numărul și complexitatea simbolisticii S52, care trebuie să le reprezentată în tocmai conform standardului. Aceasta ar fi simbologia S52 de tip inland. Este o extensie la standard. Ca idee, prin simbologie reprezentăm inclusiv tot felul de informații aflate pe marginea unei ape cu tăroare. Cum ar fi aici poziția kilometrii 851. Loc de contactat. Cum se numește? Da, exact. Ok. Sunt două tipuri de hărți de navigație în definiția asta. Deci este vorba de NC și este vorba de INC, o extindere a setului NC pentru ape interioare. Traficul pe apele interioare este reglementat de alte organisme și a fost nevoie să fie extins. Modurile în care sunt realizate celulele sau hărții INC, de asemenea, au un mod foarte strict de realizare. Pornește de la hărți de overview, așa, mergând până la părtin, care sunt hărți de apropiere, la scări foarte detaliate, sau river părtin. Există câteva lucruri foarte stricte legate de obiectele temporare. Adâncimile vor fi afișate în tocmai. Adâncimile nu se vor ajusta în funcție de mare. Simbolistica se va ajuta în funcție de mare. Datele nu sunt supuse niciun fel de proiecție. Pe WGS84, estimate scris în latitudine longitudine decimal degrees. În Europa, dacă vorbim strict de INC, stăm foarte bine. Noi, ca România, avem hărțile puse la liber. De asemenea, marea majoritate a Europei pune la dispoziția tuturor hărțile spre download. În România, la FDJ, pe site-ul lor, veți putea găsi la download versiuni aproape lunare ale hărților de navigație pe drum. Există un nou standard acum, care se numește S100, încă n-a intrat în efect, în funcție, dar își va permite să apropie sau să aducă în secolul 21 vechiul standard S57 mai aproape de noțiunea de, pot să zic, GIS. Și trecem mai departe la modalități de utilizare a acestor hărți. Să rog. Obțineți principalul sistem în care sunt utilizate, ce tip există, sistemul utilizat de navigație, construit vizual de o procesare, un display, o bază de date și o serie de senzori de navigație. Acesta nu este doar un mecanism de afișare, ci și se poate suporta și alte funcții, cum ar fi planificarea și monitorizarea voiajului, sau o serie de alarme. În ceea ce vreau să vă prezenta aplicația de noi NLUS,
care este un sistem informatic de tip EGRIS. Am dezvoltat un engine de prevenție care trece în chat propriu pentru vârf de PNC și PNC. Pentru acest engine am folosit un vârf de C-Sharp, fără a folosi alte library-uri externe, GIS. Respect standardul de simbologie 52. Funcționează atât în mod information cât și în aplication. Information, utilizatorul își poate încărca cărțile, poate consulta diverse informații despre acestea, poate seta conexiunea iOS. Utilizatorul provin de la echipament de tip iOS și funcționează pe dispozitive cu resurse preinvățate, chiar și pământul atom și poate chiar și mai jos. După cum spuneam, există două moduri de utilizare information and navigation. În information, navigatorul poate consulta informații despre hărți, poate încărca o serie de hărți, poate modifica diverse setări de afișare a acestora. Iar modul navigation, după cum funcționează este nava proprie, adică nu mai poate face pan pe hartă, de exemplu, pentru că se face centrată pe harta lui. Avem și o sumă de culori în funcție de perioada din zi, se întâmplă atunci când lumina este destul de slabă, a simțit sau noaptea, să nu fie deranjat de acest lucru. Avem și o serie de filmulețe pentru a verifica modul de funcționare a aplicației. Voi începe cu modul information, în care userul își încarcă cărțile de navigație. În partea dreaptă se vor afișa cărțile încărcate și informațiile aferente ale acestora. Ce tot geometrii conține în modul acestora. Uneltele de standard, de map, de pan, de consuming, de map overview. Apoi avem un identify pe harta, astfel să putem scoate în evidență stratele din hartă și vedea informații despre acestea, de tipul de resurse atribuite conțin. Apoi avem simbolizarea cu școlii retroare timpul de zinot sau an, modul simplificat tradițional al obiectelor de hartă. Apoi, în sensul de cantitatea pe care sunt afișate, avem trei moduri de display de standard și hartă. Atunci când facem un zoom out, să nu se aglomereze foarte mult harta cu informații. Conexiunea la AIS pentru a primi informații despre nave. Când vedem avut nave pe hartă, putem afișa informații despre nave, informații legate de sală de proveniență, nume, poziție, viteză de plasare, destinație, dimensiuni de fizice ale navei, cât este nava intrată. Aceste informații sunt transmise prin intermediul sistemului AIS, prin care navele comunică. Aici vedem afișate și navele la scara reală. Unde? Asta pe tunele, da. Mă rog, pe la aere și de asemenea, putem încărca și hărți maritime. Aici vom încărca un hartă cu Marea Neagră. Și
culorile prin care se prezintă adâncimile apei, folosind două sau folosind patru culori, inclusiv la niște parametri care pot fi configurați din aplicație. Viteza nave nu e atât de mare cât ne-am închipuit. 20-25 de km pe oră. Dar acum e și nava, are maxim 12 km. Fiecare sau anumite obiecte de hartă pot avea și alte informații, de exemplu, pot poate avea asociat o poză cu schita podului sau anumite zone pot afișa informații despre o trecută navală care se pot în zona respectivă, de poate fi contractată. În acest lucru este despre așa numite profilul de pals. De exemplu, aici avem hartă din Austria, un pod care a afișat o schiță a podului și dimensiunea cerului. Poate categorie de fie la aceste pixele sau cel de contact de la autorități sau diverse informații bine navigatorilor. Primul act din Statele Unite. Inclusiv și mai puțin. Ajută proiectul foarte mult. Da, ideea. Nu este solicitat și este un nivel de platformă.
folosesc o aplicație web. Facem un serie de prinsi în aplicație în raportul lui Constanța, în avele de trecut la scală. În partea dreaptă, informațiile așa din informații de IDS. Acum, de asemenea, și o veche 3D moderate a instrumentului pe porțile de fier, cu navere în cruză, podul de la Calafat, de asemenea, cu navă care se îndreaptă către pod și putem vedea în stânga dreapta geamândurile. Și aici avem un filmuleț cu această aplicație. Putem vedea semnalele costiere, navele, navustate, o stație de bază a IES, care recepționează mesajele de la nave, de mangurile. Nivelul apei, putem vedea ce influență are o creștere sau scăderea acestuia. E util când avem informații de simplu la mire automate cu astfel de instrumente, care în urmă unui model putem să stabilim populații și atunci putem vizualiza impactul care îl are în nivelul ala apei. În raportul de fier. Și relieful moderat. După ce n-a venit în lume. Nu am prea avut noi poze atunci. Pe gramul e asigurat de către lansat. Să-l mostrăm pe care de ceva. Așa, informații despre la navul. Cu vreodată sunt redundate în avele mișcare. Cu calbețile ancorate, cu roșu, cele care transportă și mărcuri vehiculoase, cu poluante. Putem pune totuși cărțile, așa cum le-am văzut în aplicațiile desktop de navigație, cum pot ajunge ele web. Și având softul care randează, l-am modificat, sunt să poată să asculte niște request-uri de tip get, mail, similare de MS. Atunci am un soft gen PyCache sau MapProxy care generează cache în spate, poate face interogări către renderul de FNG-uri și să generăm cache-uri de cărți web cu cărți de navigație, în combinații, de zi, de noapte, de toate combinațiile posibile. Asta
astăzi tehnologia permite să randăm foarte multe ținte near real time, putem spune. E vorba de datele de aici sunt oferite de ISHub, care dă gratuit informații despre poziția navelor, cu condiția să contribui și tu cu o stație de bază în rețeaua lor. Deci dacă te înscrii la ei, îți contești cu o stație de bază care ascultă la semnale primite de la nave și le transmis către ei prin internet, ai acces la toată baza lor de date. Concret, aici când avem 14.000 de ținte, tehnologia Leaflet randează, am dus până la 20.000 de ținte. Nu e un bon normal dacă uita la datele astea, evident, o clusterizare în funcție de zone în situație reală ar fi utilă, doar a fost un test în care să vedem cum putem randa așa ceva în condițiile în care folosim HTML5, folosim canvas, caler și toată grafica nu e cu simbolurile, sunt randate programatic, nu e nimic, nu e niciun PNG încărcat, doar background-ul e. Și aici e un exemplu de hartă maritimă încărcată pe canalul CERN în Filipine. Pentru monitorizare nu se văd foarte bine, dar ei au niște ace cu navigation, să spun, acolo, acolim, niște palize geamaturi, dacă le spune, dar care sunt monitorizate pentru că sunt supuse la tot felul de accidente, gen nave trau peste ele și le deteriorează sau în oportun sunt efectiv mutate de acolo și nu mai reflectă poziția și semnalul care cu adevărat vreau să-l dea. Și ultimul slide, NC-urile de pe lunare, apuse cu cărțile de navigație și cu țintele suprapuse peste în raster, în aceeași aplicație web. Provocări? Am vrut să scriem Pokémon, da? Da? Cum ați văzut, vizualizarea 3D, cum ar fi ca, mai ales noaptea, da? Unde un semnal costier nu se vede, să-i suprapui argumentatele, dacă să-i spui informațiile care le ai deja în cărțile respective și de ce nu aceeași soft pe mobile. Mulțumim frumos! Dacă sunt întrebări, dacă îmi permiteți, doar o mică completare. Ați sărit de la LoRa, la GPS, un spațiu foarte mare între cele două. E adevărat. Așa. Ar trebui să amintim aici navigația în apropierea coastelor, navigația de precizie. Și anume sistemul HyperX care a fost folosit intens la prospectarea resurselor din Marea Neagră de pe platformă. Nu știu dacă știți, IPLGS-ul avea acest sistem de navigație care lucra într-un sistem de coordonate hiperbolic și în tinerețe am participat la realizarea suprapunerii sistemului de navigație hiperbolic cu sistemul rectangular și în coordonate filante. A fost deci de pe urma acestor prospecțiuni făcute de IPLGS în perioada respectivă, acum s-au descoperit hidrocarburi în Marea Neagră. Deci au fost anii 78-82, cam așa ceva. Mulțumim! Arătat puțin în 3D niște simulări legate de nivelul apei, dar procedurale. Există proceduri ca în partea de navigație, în această aplicație digitală, să fie inclus nivelul apei? Este un standard, se numește PLM, Water Level Measurements, și există un standard de transmisie către nave a coreților necesare de navigație față de, pentru nivelul apei. Nu se aplică pe Dunărea de Jos, dar pe undeva o Dunăre foarte bine ecluzată, vorbesc mai sus de Austria, este funcțional, ca să știi cât ai pescat și să știi cât ai cum ești la navigare. Mai aveam scurtă întrebare. Dunărea la ce scară vectorizată? Mi s-a părut destul de generalizat. Păi am făcut și noi și am auzit. Da. Adică, care e sursa? Sunt chiar cărțile de ce? Marginatură. Deci, marginatură. Nu. Nu am dus la cea. Și cât am dus? Master Dead, l-am folosit. A fost un profund consider. Mulțumesc.
Mulțumim, mergem mai departe, suntem un pic în întârziere. Da, da, da. Domnul Ștefan Constantinescu.